Mini-vacanța de Paște s-a încheiat cu amenzi în cascadă pentru foarte mulți șoferi care s-au grăbit să ajungă acasă. Și din nou DN1 a fost cel mai aglomerat drum din țară, blocaj mare a fost și pe E85. În tot acest timp, efectivele de poliție rutieră au ieșit pe teren în număr mare în cadrul acțiunii SPEED destinate verificării respectării regimului legal de viteză și a prevenirii evenimentelor rutiere. Pe drumul european 85, blocajul a început la 15 km de Buzău pe sensul de mers spre București și pe DN1 s-a circulat clasic românește cu viteza melcului. Caos în țară, pe drumurile din țară, iată, după mini-vacanța de Paște. Noi suntem în acest moment pe drumul național 1 la 20 de kilometri depărtare de Ploiești și 80 de București. Asta după 4 ore de la momentul în care noi am plecat din Brașov. Foarte multe blocaje pe parcursul acestui drum. Trafic îngreunat cu circulație bară la bară, cu circulație în ritm de melc, dacă vreți, între stațiunile montane. Cele mai mari probleme au fost și de această dată între Predeal și Bușteni și între Posada și Comarnic, unde șoferii au stat în coloană ore în șir. Tot drumul a plouat mărunt, iar asta a complicat și mai tare întoarcerea acasă. Mulți care s-au grăbit au fost amendați. Aici aveți 435 de lei în 15 zile. Okay. Dacă nu plătiți în 15 zile, 870. Okay. Da? În acest context se va acționa în special pentru depistarea și sancționarea celor care încalcă regimul legal de viteză, având în vedere și faptul că în această săptămână, la nivel național, se desfășoară concomitent cu acțiuni similare în celelalte state membre ale rețelei europene a poliților rutiere Roadpol, acțiuni tocmai pentru depistarea și sancționarea celor care nu respectă viteza legală. O inițiativă foarte bună, că mai sunt persoane și tineri care consumă substanțe interzise. Înțeleg că este un filtru unde se verifică viteza. Mi s-a comunicat că am avut 152 de km pe oră. De la începutul anului și până acum au avut loc pe drumurile naționale 183 de accidente grave soldate cu moartea a 81 de persoane, iar alte 145 au fost grav rănite.